Așa, o sârbă frumoasă, cine dorește de acolo, toate, se lansează foarte mult. Cunosc cu băiatii isteți, dar nu ca să avem de-n rău, dar și ne fi de teamă mea. Pe Valena e dineți, mai cunosc cu băiatii isteți, dar nu ca să avem de-n rău, dar și ne fi de teamă mea. Vasilică, Vasilică, umedia te ridică, aruncă și la pahar vine de-a mea. Vasilică, Vasilică, umedia te ridică, cu toți la mulo, ai noroc, la mulți ani, să trăiască Vasilică, să ai mulți bani, ai noroc și hai noroc! Ani vine când suntem cu toți la mulo, ai noroc, la mulți ani, să trăiască Vasilică, să ai mulți bani, așa! Berbecan, pasă-mi pe vinul zen. Vin face să-i chefuiască, lângă copii și nevastă, dar lângă soate și bunați, lângă prieteni și frați. Vasilică, Vasilică, să merg câte una mică și apoi va mai vedea, uite s-or mai mea. Vasilică, Vasilică, să merg câte una mică și apoi va mai vedea, uite s-or mai mea. Ai noroc! Că suntem cu toți la mulo, ai noroc, la mulți ani, să trăiască Vasilică, să aibă mulți bani, ai noroc și ai noroc! Dar vini că suntem cu toți la mulo, ai noroc, la mulți ani, să trăiască Vasilică, să aibă mulți bani, mă! Ajung la ei la casă, pune de toate pe masă, dar nici de vin să nu duc dor, nici de foame să nu mor. Îi place să-i chefuiască, lângă copii și nevastă, dar lângă socrii și bunați, lângă prieteni și frați. Vasilică, Vasilică, să mâncăm și-o fripâică, să facem pulea o tarche de zile mari. Vasilică, Vasilică, să mâncăm și-o fripâică, să facem pulea o tarche de zile mari. Ai noroc, dar vine când suntem cu toți la un loc. Ai noroc și să trăiască Vasilică, să aibă mulți bani. Ai noroc și ai noroc, dar vine când suntem cu toți la un loc. Vasilică, omenia te ridică, la mâncă și la paharul vine de-a mea. Vasilică, Vasilică, omenia te ridică, la mâncă și la paharul vine de-a mea. Ai noroc, s-a divinit când suntem cu toți la un loc. Ai noroc și la mulți ani, că Vasilică să aibă mulți bani. Ai noroc și ai noroc, dar e bine când suntem cu toți la un loc. Ai noroc, la mulți ani, să trăiți toți în primul. Bravo! În clipile ce urmează vreau să ofer microfonul unei doamne foarte frumoase, cu o voce deosebită, care am auzit-o acum 2 ani, îmi pare. A cântat la Măinești. Nu, spun altfel. Am cântat și eu acolo unde dumneavoastră a cântat. La Măinești, pe scena de la Măinești. Doamna Ana Crețu, vreau să-mi lăbereați cu aplauze.
Da, mulțumesc! Bine v-am regăsit, dragii mei! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și cu o altă ocazie, iată, să sărbătorim tradițiile. Vreau să vă spun că astăzi am fost în juriul festivalului Fodoreanca și, sincer, m-am simțit copil, mi-aduc aminte când veneam la bal, da? Și jucau urși și toate tradițiile. Felicitări tuturor, felicitări Diana Albu, felicitări Alina Muncilă și tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui minunat festival, ediția a 7-a, dragii mei. Vreau să vă spun că unde merg la televiziuni și prin țară, mă mândresc cu zona din care vin și mai cu seamă mă mândresc cu urși din partea, din zona noastră de aici, din zona etnografică Trotuș. Vreau să vă spun că, de fapt știți, asta nu trebuie să vă spun eu, că suntem unici în țară prin aceste piei. Și totul e frumos, dar parcă când vin urși, uite aici, la inimioară, nu-i așa? Am să încep și eu prin a vă colinda. Bună seara la fereastră! Mai înainte de asta, felicit pe toți concurenții! E foarte greu să stai până la o oră târzie, da? Și să fii fresh pe scenă. Felicitări părinților, profesorilor și tuturor celor care au contribuit. Bună seara la fereastră! Chiar că
pădurenii mei sunt o gazdă primitoare, nu-i așa? Aplauze pentru toți pădurenii mei! Mulțumesc frumos! Și acum vă invit la joc, dacă mai puteți. Mult îmi place a cânta aici, consătenilor mei. Și-o dor mai rampam, tiri-tiri-dam. Că viața așa-șa îi scurtă, tairam, tiri-tiri-tiri-daram. Nu-i bun să-ți o faci urâtă, tairam, tiri-tiri-dam. Și de vrei să-ți iei ghele, tairam, tiri-tiri-tiri-daram. Când își joacă cu mine, tairam, tiri-tiri-dam. Și-o, de vrei să-ți iei ghele, când își joacă cu mine, că așa-i dat în astea lumii. Dacă nu-i jale mare, ram-tam, tiri-tiri-tiri-da. Și de când mă veselesc, măi, ram-tam, tiri-tiri-tiri-da. Inima-i călăcoresc, măi, ram-tam, tiri-tiri-da. Când e dragi la sărbători, măi, tai, ram, tiri-tiri-tiri-da. Să le cânt oamenilor, măi, tai, ram, tiri-tiri-da. Când îi vă jură cu un foc, măi, tai, ram, tiri-tiri-tiri-da. Parcă m-aș mâine în joc, măi, tai, ram, tiri-tiri-da. Când e dragi la sărbători, să le cânt oamenilor, când e ce de joc și dor. Foarte talentați și unde merg, mă bucur pentru că folclorul este pe mâini bune. Și să știți că nu mai merge cu s-a pierdut tradiția, vai de mine, nu se... să știți că lumea se întoarce la tradiție. Unde am fost în țară, lumea păstrează, au venit din străinătate, nu? Hai spuneți că nu vin cei de la... și de la noi, de la noi, de la Său, vin acasă de sărbători numai să meargă cu ursul, nu-i așa? Vreau să vă spun că atât mă bucur la astfel de sărbători să pot vorbi și eu moldovenește, pentru că toată ziua la servici trebuie să vorbesc așa mai elevat cu elevii mei, dar aici mă simt acasă, nu ca acasă, chiar acasă. Continuăm cu o sârbă, de-ar fi dorul vânzător pentru pădurenii mei.
cea mai cunoscută piesa mea, dar mai întâi vreau să întreb, această boxă nu se aude? Așa. Cea mai cunoscută piesa mea, Nașule, găina îți dau, da? După sărbători mă chemați la nunți să vă cânt. Să ne viziteze. Aici se fac lucruri minunate și se păstrează încă tradiția. Acum, am o dedicație specială pentru toți cei plecați în străinătate, când eram în satul meu, care sperăm că au venit de sărbători acasă. Să ne mulțumim.
Da, am văzut persoane care lăcrimau și pe această cale vreau să-i mulțumesc doamnei Gabriela Bia pentru că mi-a fost profesor și eram sigură că se va emoționa pentru că domnul e plecat în străinătate, dar a venit acum, dar tot vă emoționați, vă spun eu, pentru că simțiți așa că aveți suflet de artist. Ce să spun, eu sunt conceput așa la nivel național ca interpretul, ca artistul, e mult spus așa care face lumea să joace, să, da? Dar să știți că, dincolo de faptul că această piesă e sârbă, versurile sunt minunate și sunt făcute din suflet, da? Pentru că singură îmi fac versurile și melodiile și mă inspiră. Nașule Găinați Dau sunt strigături de aici, de la noi, de la nuntă, date de doamna Grigoraș. Dar am majoritatea pieselor care sunt pe versurile mele. Spuneam că lumea mă concepe așa ca o artistul care cântă și joacă, da? Face lumea să joace. Primul meu album, da? A fost făcut mai mult pentru spectacol. Pe următorul meu album, care trebuie să iese pe viață, am piese așa mai de suflet și de joc, dar multe de suflet. Și ultima piesă, să ne veselim la poduri! Că higienii la oameni nu mai era, am de credere, dar să fie treacă până în urmări.
Încă o dată aplauze pentru organizatorii acestui minunat festival. Oana Crețu, dați-i aplauze! Pentru cei care nu au fost niciodată un produs, oameni buni, să știți că ambasadorii de la Comuna Poduri au plecat, miniștrii au fost sau chiar sunt, dar un ambasador al cântecului popular podurean, moldovenesc, este nimeni alta decât doamna Crețu Oana. Încă o dată să o aplaudăm. Îi mulțumim pentru răspunsul pozitiv al doamnei primar, la invitația doamnei primar și al Consiliului Local. Și încă o dată un rând de aplauze, cred că nu sunt de prisos. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Încă o dată vreau să mulțumesc organizatorilor, concurenților și dumneavoastră că ați fost prezenți la un așa festival frumos.